Sărbătorile aparțin celor ce din bunătate și cu bunătate dăruiesc. Sunt numiți oameni ai lui Dumnezeu pentru că au în sufletul lor dorința de a genera mereu bucurie. Iepurașul simbol al bucuriei a dat startul sărbătorilor pascale în cadrul Asociației Filantropice Olivia Sibiu. Adunați cu mic, cu mare, 12 copilași însoțiți de părinților au umplut curtea asociației cu zâmbete. Dansul, muzica și voia bună au fost elementele care au compus starea de bine. Întreaga atenție s-a îndreptat către măsuțele pline de desene alb-negru și așteptau tăcute ca mânuțele celor mici să le ofere culoare. După ce toate desenele cu ouă și cu iepuraș au fost colorate, cei mici au fost răsplătiți cu prăjituri bune și gustoase, menite să le ofere micuților eroi energie, căci mai avea o sarcină de îndeplinit până la venirea iepurașului, și anume să construiască o expoziție de artă cu desenele lor. Iepurașul nu s-a lăsat prea mult așteptat și cât ai zice, hop, a sărit din grădina vecină în curtea asociației, încărcat fiind cu daruri pentru toți copiii cu minți. Emoția a fost principalul sentiment ce a putut fi citit pe chipurile celor mici și nu numai, ci și pe fețele părinților și membrilor asociației. Asociația Filantropică Olivia are în centrul ei o studentă a Universității Lucian Blaga din Sibiu, care prin acțiunile ei adună suflete pentru a le arăta că bucuria este despre oameni. Acest obiectiv este legat armonios de semnătatea Sfintelor Sărbători Pascale. Sfânta Sărbătoare ne arată cum Domnul Iisus, prin moartea sa, ne-a oferit darul de a fi parte din familia lui Dumnezeu. Sărbătorile pascale reprezintă pentru mine credință, speranță, căldură, familie și nu în ultimul rând zâmbet. Aceste sentimente am dorit să le transpunem în campania intitulată Iepurașul simbol al bucuriei. Această zi a fost una extrem de reușită. Copiii s-au simțit foarte bine, au colorat, au desenat, au dansat și au pregătit un coșuleț pentru întâmpinarea sărbătorilor pascale. Ochișorii copiilor încărcați cu bucurie, zâmbetele, îmbrățișările calde, nu pot decât să ne încarce sufletele cu entuziasm și mulțumire sufletească. Iar mulțumirile părinților, în numele copiilor, ne copleșesc de emoție și trăire. Toate aceste activități au prefațat bucuria învierii Domnului. Fie ca lumina învierii Mântuitorului să vă inunde casa și să vă aducă numai armonie, fericire și multă iubire. Aceste zile sfinte, cerul unit cu pământul se pregătește de sărbătoare. Oamenii se îngrijesc de curățirea sufletească, iar bisericile răsună de bucuria învierii Domnului. Săptămâna patimilor reprezintă o comemorare a suferințelor prin care Domnul Iisus a trecut. Această săptămână cheamă credincioșii la smerenie, la bunătate și la pace sufletească. Făcând referire la pasajele din Scriptură, în săptămâna patimilor, Domnul Iisus a fost vândut, chinuit, răstignit și îngropat pentru ca păcatele noastre să fie iertate. În această săptămână sfântă sau mare, cum o cunoaștem cu toții, care premerge praznicul Învierii, noi, studenții de la teologie, suntem mai angrenați în viața spirituală, duhovnicească și mucitorească a bisericii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Sărbătoarea învierii Domnului este cea mai minunată și îmbucurătoare dintre sărbătorile anului. Prin învierea lui Iisus ne amintim de trecerea noastră de la întuneric la lumină. Sărbătoarea Paștilor este sărbătoarea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După patimile, moartea și învierea sa, Mântuitorul Hristos a călcat moartea pe moarte. Studenții Facultății de Teologie se află în aceste zile în comunitățile de unde ei provin, participând la slujbe și cântând la strană și ajutând pe preoții din parohii la organizarea a tot ceea ce înseamnă din punct de vedere liturgic și spiritual învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce dragoste mare ne oferă Dumnezeu și câtă îndurare ne dă prin Fiul Său.
că ne-a iubit prea tare, la moarte l-a lăsat, prin el ne-a dat iertare și ne-a scos din păcat. Și azi cu crucea în spate, Hristos urcă pe culme, să o ducă nu mai poate și ne strigă pe nume. Vrea ca să fim aceia ce cu alor bunătate îi mângâie durerea ce-l duce către moarte. Când l-am privit tăcută și plină de tristețe, cu vocea sa plăcută mi-a oferit binețe. Nu plângeați, copilă, căci lumea am iertat și ca să nu ai vină, din morți am înviat. Astăzi sărbătoresc cu tine și îți spun că e frumos să faci tot timpul bine cum a făcut Hristos. Sărbătoarea pascală este probabil cea mai mare sărbătoare creștină. Din punct de vedere religios, ea semnifică învierea Domnului Iisus, deoarece coincide cu primăvara, este o sărbătoare mult așteptată după lunga iarnă, simbolizând și renașterea naturii. Anul acesta, majoritatea studenților își petrec această sărbătoare acasă, împreună cu cei dragi, din cauza restricțiilor impuse. Așa că haideți să pătrundem în casele studenților, acolo unde tradițiile sunt încă practicate. Săptămâna mare vine împreună cu numeroase tradiții și obiceiuri, care diferă de la o zonă la alta. Una din cele mai cunoscute tradiții este reprezentată de vopsitul ouălor, care în funcție de zonă se face în Joia Mare sau în Vinerea Mare. Despre proveniența religioasă a ouălor de Paști sunt multe legende. Una din ele povestește despre Fecioara Maria care s-a dus la Iisus când acesta era răstignit pe cruce. În marea ei durere, Maria a început să plângă și a pus un coș cu ouă la picioarele lui Iisus. S-a scurs sânge pe ouă, așa că ele s-au înroșit. Văzând ouăle roșii, Iisus a spus: de acum să faceți și voi ouă roșii împestrițate în aducerea minte despre răstignirea mea. O altă tradiție spune că în Vinerea Mare nu se coace, iar seara se merge la biserică pentru prohod, care este denumirea slujbei de înmormântare a Domnului. La sfârșit, participanților li se oferă florile care au stat lângă altar pe tot parcursul slujbei, iar tradiția spune că este bine să se facă în baie cu acele flori pentru curățirea de păcate. Sâmbătă în fiecare casă începe să se simtă mirosul de cozonac, de pască, de drob, sarmale și numeroase prăjituri. În noaptea de înviere, după ce se trezesc, oamenii se spală pe față cu apa în care a stat un ou roșu pentru a fi roșii în obraj. Apoi toată lumea se îmbracă în haine noi și pornește spre biserică, unde este săvârșită sfânta slujbă. În noaptea de înviere, pe lângă lumina sfântă, se împart și paști, ce constau din pâine amestecată cu vin, simbolizând trupul și sângele Domnului. În unele zone, în fiecare dimineață din cele 3 zile de Paști, se iau 3 lingurițe din pâinea și vinul sfințite și se rostește: Hristos a înviat! Altcineva trebuie să răspundă: adevărat a înviat! După slujbă, oamenii se întorc cu lumina la casele lor, lumină ce străbate întunericul nopții și face loc râsetelor și șoaptelor creștinilor care sărbătoresc învierea Domnului. Ajunși acasă, o altă tradiție spune că este bine să se facă în conjurul casei de 3 ori cu lumina luată de la biserică pentru a împărtăși lumina și în gospodărie. Apoi se așează în jurul mesei pline de mâncare, în mijlocul căreia se află un coș cu ouă roșii și fiecare își urează: Hristos a înviat! Un ultim obicei aflat de la studenții noștri este obiceiul stropitului, care în funcție de zonă se practică în prima sau în a doua zi de Paște. Tradiția spune că băieții trebuie să meargă din casă în casă și să stropească fetele. Pentru mine, Paștele înseamnă lumină, căldură și iubire. De aceea îmi petrec Paștele alături de familie și de cei dragi. Îmi place de Paște să respect diferite obiceiuri și să ajung la toate pregătirile. Anul acesta sper ca Paștele să vină cu multă lumină și liniște. Anul acesta voi petrece Paștele acasă, împreună cu cei dragi. Vom lua masa împreună, vom ciocni ouă roșii și ne vom bucura de această sărbătoare sfântă împreună. Indiferent de zona țării în care se află sau de tradițiile pe care le urmează, studenții noștri afirmă că cel mai important este să fim fericiți și alături de cei dragi, în timp ce ciocnim ouă roșii și mâncăm cozonac.